Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou clip de vineri 13. Cred că n-am mai filmat seria asta de vreo 3 săptămâni, dar am un motiv foarte serios și anume n-am avut chef. Cu ocazia faptului că săptămâna trecută a fost ziua mea și oficial pot face pușcărie pentru corupere de minori, m-am gândit să fac și un clip cum am mai văzut și pe alții, și anume ce am învățat în 18 ani. Mi-am scris aici pe un notepad 18 lucruri, deși cred că în realitate sunt mult mai puține și doar le-am copiat eu. Și cum am făcut și într-un clip de vineri 13, parcă cu drăcini, copilări sau nu mai știu în care, evident, când e vorba de amintiri, desfacem o bere. Bun, primul lucru ce mi l-am notat aici, văd că este înghețata aia ftină nu-i bună, și cu semne exclamării. Asta e cu povestirea aia, ceva am mai spus eu, că mă uit acum la cod aici, ce dracu, e un cod, mă uit pe capul acolo, ăsta ce am poate fi câștigat și un cu bere ceva. Apropo, voi cei de la Bex, dacă vedeți clipul acesta, nu mai sponsorizați Electric Caster și alte chestii de calitate, sponsorizați dracu youtuberii să vă scadă vânzarea cu 300%. Bun, deci ce ziceam? Da, asta e cu faza aia de m-am lăsat de chipsuri. Mi-am luat o înghețată, avea gust de căcat, dar am dat bani pe am zis, ce dracu, hai să o mănânc, nu era niciun câine prin zonă, să o arunc la câine. Și am mâncat-o și după vreo două zile am simțit efectiv că mor, am burăt verde, a fost o experiență foarte neplăcută. Deci copii, nu mai mâncați înghețată ieftină și sper să mă aud bine și încerc să mă grăbesc aici, că nu prea am memorie pe card și văd că doar 11 minute pot să filmez. Mai tai-o din el, mai îngolesc eu card după urmă. A doua, când ești cu bicicleta, ia și o ciomagă. A, asta e în caz că vă place să vă plimbați cu bicicleta și stați într-o zonă cu câini, gen cum e la mine aici, mai mulți câini ca în București acum. Luați-vă un băș ceva să-l aveți la portbagaj, pentru că mai mereu sunt fugării de câini. Pe unii încerc eu să-l dau cu piciorul așa, dar după aia îmi dau seama că poate mă prinde din mers și mă mușcă și fac după aia injecții în burtă. Aveți grijă cu câinii, mergeți încet pe lângă ei. Tot așa m-am grăbit toată să prind autobuzul de s-a luat un câine după mine. M-aș fi întors serios la pierd, dar mi-era că pierd autobuzul. Oricum dacă pierdeam autobuzul, mă întorceam și omoram câinele ăla de dragi. A treia, Moș Crăciun nu există. Asta cred că n-am mai avut o inspirație de am scris-o. A patra, când mergi la budă, ia telefonul cu tine ca să dai mesaj tuturor că ai rămas fără hârtie. Da, eu așa fac, eu merg telefonul cu mine că mă plictisesc. Și chiar dau mesaj și le mai zic, bă, nu mai am hârtie. Acum nu te aștepta să vină careva la ușă, poftim ia de aici o hârtie ceva. Da, măcar așa când te plictisești și n-ai ce face, trece timpul mai repede. Ține garda când urci în autobuz. Eu când urc în autobuz, nu știu, poate la voi e mai lume mai civilizată, nu sunteți așa mulți, sunt microbuze, nu autobuze mari și nu e așa multă lume. Când urcă, la mine până și babele și fetele mai ale dreacă băieții. Efectiv, eu când urc în autobuz, țin mâinile așa, deci eu țin gard, cum ar fi zici că țin garda să mă bat careva, mă rog, când ții așa să te bați mai așa, dar eu țin efectiv mâinile așa ridicate, ca apoi când urc, ajung la ușă să pot să mă prind cumva, să mă trag înăuntru acolo, că efectiv, deci ale dracu fete, pitice cum sunt, se împing, alea zici că îs babe la reduceri, la tigăi, să mor eu. Și așa odată erau niște babe care urcau în autobuz și ne înjurau pe toți pe acolo. Vai ce amintire am eu de la școală, ce pot spune. Trăiască liceu și naveta. Ciorba nu-i bună. O altă experiență de-a mea cu mâncarea. Din prin 2014 eu nu mai mănânc ciorbă, că am bură toată de la aia și de atunci am zis, papa, să nu mai văd ciorbe în viața mea. Și culmea, nu știu, poate voi vă mai constipați ceva de genul, eu nu m-am constipat în viața mea, numai diaree am avut. De cred că dacă vreau să mănânc ciorbe în continuare, cred că numai apă mă căcam. A șaptea, nu te uita în ochii profului. Probabil că mulți dintre voi sunteți ceva de genul, nu aveți habar despre ce vorbește proful și are chef să scoată lumea la tablă. Un sfat, nu stați cu capul ridicat și nu vă uitați în ochii lui, că imediat te ia. Zici că simte așa frica. Te simte așa, te ia după privire. A, ăsta nu știe și trec acum un doi. Și ca sfat, stați cu capul jos și faceți-vă că scrieți acolo sau nu știu. Numai ca să nu vă ia. Dar nu fiți prea evidenți că vă ascundeți, că vă vede mai drecu și vă scoate. Nu știu, eu așa fac și na. Dacă vrei să fii scos la tablă și mai mulți cu mâna ridicată acolo, mai ales tocilarii clasei, uită-te fix în ochii lui, gen, ca și cum ai fi vreo adolescentă îndrăgostită și faci așa ochi dulci, așa și tu te uiți, se mănânci sufletul și de frică te scoate până la urmă. 8. Când ai o problemă, mergi la doctor. Mai chiulești cu ocazia asta. Cum de eu acum și am o problemă cu umorul întrebări. Deci eu nu pot ridica mâna mai mult de atât decât cu sprijin așa,
Că mă doare efectiv în mor, mi s-a și umflat un pic. Și cu ocazia asta luni mă duc la doctor și mai lipse și eu de la școală cu ocazia asta. Îmi dă scutire, îmi dă tot. Lecțiile îmi dau colegii poze de copiat oricum. Următoare panoramă, rău. Când te bești pe stradă, uită-te în spate. Probabil că și voi mai pățiți, nu știu, să mâncați seara ceva abana în fasole, eu fac curii de la porumb, am observat că fac curii și de la cremvuști. Gândeam un puțin deodată vestiarul la ora de sport. Am mâncat. Eu când mă duc la școală, a.k.a. liceu, a.k.a. pușcărie, cum îmi place să-i zic, îndrum eu covrigărie și am niște covrigi, cremvuști, înfășurați așa un cocă de aia de covrig. Și eu îmi iau câte doi de aia. Și nu știu, cred că în ziua aia barnam, deci au fi pus aia mult mac, sare barnam. Bă, și eram la ora de sport prima oră, eram în vestiar acolo direct. L-am pus pe unul să mă trag de deget, cum a pus mâna pe deget, a fugit, a crezut întâi chiar mă, că venea să mă băs. De fapt chiar venea să mă băs, dar nu știu, l-am ținut pe loc, că mi-era că iese și cu tasul. A doua oară am simțit că e doar beșină, nu iese și căcatul și l-am pus să mă trag de deget pe alt coleg. Ăla n-a fugit, ba, am dat o beșină, s-a împuțit vestiarul ăla și după aia a venit un țâng mic de așa să se schimbe. N-a putut să stea acolo, s-a schimbat de Adidas și afară, în afara vestiarului. Aoleu, nu știu ce dracu, de fapt, cred că de la cremvu știa am făcut așa. Așa e și faza asta cu beșitul pe stradă. Eu mereu mă uit așa un pic cu coada ochiului să văd. E careva la 2-3 metri, 5 metri de mine, maxim de mine? Nu e. Perfect. Și încep să dau liniștit acolo. Și mai e și o satisfacție când vezi că în spate sunt mai mulți oameni care vin. Copii, panarame, babe nesuferite și... Vezi după aia cum trec fix prin dâra aia de beșină. Acum poate unii stești ceva de genul, da bă, cât de tare te beși, nu știu ce, nu, cum poate avea efect, că noi nu beșim așa. Ei bine, nu știu, eu chiar cunosc mulți oameni beșinoși, am un coleg, am fost toată mai mulți în grup așa, am trecut pe stradă, când i-a dat drumul mai devreme, sau nu mai știu, parcă eram a 10-a, bă, și când a dat o beșină s-a puțin străduța aia, ne-am dus pe... Deci, de pe cealaltă parte a totorului a devenit duhoarea, zice că era un sconx acolo, unul mort în putrefacție. 10. Nu degeaba ziceau așa de la wrestling, don't try it at home or school or anywhere sau ceva de genul. Asta e cu povestirea aici și din vineri 13 despre wrestling, care v-am spus că eram pe cale să omor un copil că i-am dat un chokeslam. Cei care se uită la wrestling sau au văzut clipul ăla știu la ce mă refer. 11. Când faci un căcat, fă-l până la capăt. Asta ne amintește de simularea de bac din a 11-a la română. Și vine acum și în martie și cea de-a 12-a și bac în sine. Mi-amintesc că la subiectul al treilea ne picase Eminescu. Și cu toții știm că Eminescu a făcut poezie. E poet, nu prozator. Și o singura... Eu începeam să mă gândesc, bă, ce știu de la asta? Să studiez pe ceva acolo. Că a zis oricare text, un text eminescian. Și mă gândeam, cum auzi Eminescu, te gândești la Luceafăr. Dar Luceafăr nu știu. Știu câteva versuri de la început. Mai avea epigonii pe ea, nu știu deloc. Și mi-am amintit o poezie din clasa a doua și am încercat să o fac pe aia. Am zis, hai să scriu ceva acolo, poate mi-o da ceva. Și până am zis, ei să încerc până să fac o perlă. Dacă îi se perlă, măcar perlă de aia de 18 karate. Sau stai că karate era la aur, parcă, sau la diamante. Și am făcut eu până am scris o perlă acolo, dar nu regret. Așa, și ceea ce ne duce aici la numărul 12, nu regreta că capul ce l-ai făcut. Și chiar așa e, hai că bine că mi s-a stins aici ecranul, mă transform în negrotei acum, în Black Salami. Nu căutați Black Salami pe net. Deci când faci o drăcie, fă-o bă până la capăt, că e drăcia ta și fă mândră de ea. Fii mândru de drăcia sau mândră dacă ești fată, știți la asta. De ce dracu stau așa cocoșat? O să mi se facă, o să ajung precum cocoșatul de la Notre Dame. Hai că încep să mă bâlbui de la bere, bă, și am luat doar două guri. Deci da, când faci o drăcie, fii mândru de ea, că mai încolo o să râzi de asta și văd că mi se termină spațiul la cameră să mă grăbesc. 14. Când faci ceva, fii 100% convins că vrei și pune suflet astfel încât să decurgă ca la carte. De exemplu, ce faci, cum mă dedicam cândva canalului de puneam și în timpul școlii câte două clipuri pe zi chiar uneori. Dar mă rog, când faci ceva, fii sigur că vrei. Deci când vrei să te apuci de YouTube, ține-te că mai am eu prieteni care au încercat, au pus un clip, două și s-au lăsat. Eu nu m-am lăsat și totuși am ajuns la 11.500. E ceva totuși, poate fac 12.000 până de Revelion. Așa, asta citit. Cere mereu sfaturi, pentru că da, niciodată nu strică un sfat. Dai grijă cu cui ceri sfat, că poate cine știe, respectivul nu se pricepe în domeniul ăla și pardon, și poate mai rău îți face. Fii și tu atent cu cui ceri sfaturi și te inspiri. Ca atunci când copiezi tema, nu copiezi motamo.
Mă inspir doar. Încearcă să ai un cerc mai restrâns de prieteni. Eu așa fac, am 2-3 prieteni buni pe care mă bazez, vorba lui Zapi, când am nevoie de bani, gagici și toate cele, așa și eu. Și e mai bine așa decât să fii genul ăla, să te cunoști cu toți și apoi încep, bă, mă auzi pe mine cu aia, nu știu ce, și te doare capul. Așa ai 2-3 cu care te ai bine și pe restul nu-i bagi în seamă. Eu așa, nu știu, sunt așa de filmă, nu știu dacă, poate vă place să fiți în centru atenției, mie unul nu prea-mi place, chiar de filmă mă ignor pe toată lumea, stau mereu cu căștile în cap, în urechi de fapt, și dacă e vară, îmi iau și ochelari de soare, numai să nu bag lumea seamă și mi se temnă și memoria, văd. Bun, mi s-a terminat și spațiul, că like, am tras în calculator ce am filmat, văd că acum am din nou vreo, cât îmi arată acolo, 13 minute 49, că e bine. Faza e că eu nu știu la care am rămas acum. Cu sfaturile cred că am citit-o. Cercul așa. Ce dracu m-a luat cu râgâiere harul ăsta. Că cel mai bun tovare spune că cu tare nu e de încredere, ascultă-l că el îți vrea binele. Da, chiar cel mai bun tovarăș al meu, cred că-l știți și el sper că se știe, chiar îmi zicea, bă, ai grijă cu asta că nu vezi cum vorbești. Eu cred că vrea să-ți dea o țeapă ceva. Nu stau să dau detalii acum că n-are rost. Nu merită, nu merită nici ea, nu doar situația, așa. Chiar zicea, bă, vezi că ceva e putere la mijloc, nu știu ce. Eu am zis, ok, mi s-a părut, nu știu, am zis că poate o fi el paranoic, că mie nu mi se părea și pe urmă, na, că a avut dreptate. Și de acum încolo ăsta când zice, bă, nu-i bine așa, păi chiar mă iau după el și zic că ceva e neregulă și astea. Așa că, pe scurt, în caz că cel mai bun prieten al vostru spune că gagica voastră e curvă, păi chiar e. Așa? Și ultima care are legătură cu asta, văd, atenție cu ce te combini. Ca idee, cum ar fi că eu care ascult numai Metallica, mă rog, în mare parte, nu doar, în mare parte ascult rock, Metallica, AC/DC, Skillet, Linkin Park, Neck Deep, ăștia de care v-am mai spus în Q&A și Breaking Benjamin, nu mai îmi plac Disturbed și tot așa. Cum ar fi să mă combin eu cu una care ascultă numai Florin Salam și ce dracu ar fi Jean de la Craiova, bana guță, mămăliguță, ceva de genul. Ca idee, adică fă-n așa fel cât să nu regreți, pormă, sau în timp să nu regreți. Și gen să-ți pară bine, mă rog, e bine să-ți pară bine ca să credeai tu papuci, dar nu gen să regreți că te-ai combinat, dar să-ți pară bine că e de-a papuci. Caută, știu, ceva care nu știu, să nu fie ceva de genul să după 2 săptămâni să vrei să-i spui dispar din viața mea. Asta că nu vrei doar să dai la buci și o curva, atunci da, asta e altceva. Da, și cam asta e ce am învățat eu în 18 lucruri. Am învățat mai multe. Poate fac o parte a doua dacă mai vin în minte idei, că mai aveam eu câteva. Astea mai înțelepte, așa, mai lungi de mi le-am scris eu aici, cam de praf vreo 11-12, cam așa. Le-am scris în timp ce eram pe budă, ca idee câtă inspirație am putut eu avea. Pe restul le-am făcut la panarabă, în timp ce stăteam, ascultam muzică. Da, disemne cât de mult mă dedic acestei meserii și bine că tot îmi cade așa părul. Până la urmă, nu știu, ce ziceți? Să mi-l decolorez, să mi-l fac GMB și să-l țin prins în coadă, aveam un elastic pe aici, dar nu-l mai văd. Bun, hai că mi-l-am prins, că-mi prea intra în ochi. Deci da, cam atât și cu clipul acesta. Eu sper că v-a plăcut. Azi nu cred că fac live stream pentru că deja, cât dracu e ceasul, deja 8:20 pun noi edita eu randa și oi pune clipul ăsta, cine știe cât s-o face, deja mă cam dor ochii că-mi bate blitzul și după cum vedeți parcă am ochi de Pokémon, așa cum mi se vede lumina așa în ochiul ăsta. Și mișto este să ai ochii negri sau aproape negri, căprui spre negru morților, cum s-o spune. Mă rog, deci cam atât și cu clipul acesta. Mă, cât am mustața de fișor am, sper că trebuie să o dau jos, să rămân numai cu ciocul ăsta așa de pașa, man. Da, bă, cum ar fi gen să-mi las numai așa și să-l împletesc? Și când vine odată careva să mă trag așa de barbă, să simt că îmi smulge ochii din cap. Mă rog. Deci cam atât și cu clipul acesta. Eu mă joc cu dopul ăsta de la bere, că n-am avut bani de jucării când eram mic. Eu sper că v-a plăcut. Mâine ne vom vedea pe live și nici nu mai știu să vă spun. Scrieți și voi în comentarii. Hai să fac și eu mai multe comentarii așa la statistici, la analytics. Scrieți și voi în comentarii câți ani aveți și câte lucruri ați învățat în acel număr de ani. Poate, nu știu, puteți spune și mai multe sau mai puține decât vârsta voastră. Eu am zis, hai să fiu totuși la, să păstrez așa tradiția cum regula, mă rog, la clipurile de genul. Dar cred că o fac o parte a doua, că mai găsiți o căcaturi ce am învățat. Mă rog, sigur numai tâmpeniu să zic pe acolo, dacă îți fac o parte a doua, dar ce contează, mai fac și eu
niște clipuri cu facecam și filmez cu telefonul. Bă, ăsta văd că filmează Full HD pe față. Adică n-am făcut o greșeală mare că am filmat ăsta. Deci da, de acum încolo, vineri 13, o să-l filmez cu telefonul. Îl țin cu o culegere pe cartea de mate și pe o grămadă de caiete. Cred că tot de mate sunt și alea. Țin ăsta sprijinit. Din păcate nu mi-am luat și un selfie stick din ăla cu trepied, că mi-era bun să folosesc așa. Dar merge și așa, măcar mă văd mai bine cât cu web-ul ăsta de aici, care e căcat de muște. Sau căcat muște, pentru că e făcut din căcat de muște. Bun. Deci, din nou, cam atât și cu clipul ăsta. Lăsați-mi voi un comentariu cu ce să mai fac săptămâna viitoare, că n-am idei. Oricum, o să pun pe, acum pe bara asta cu comunitate, la tabula, status cu ce vreți să fac în vinerea cu tare. Bă, se apropie Crăciunul, mai am săptămâna viitoare și am vacanță. Ce mișto, ar trebui să mai fac clipuri de-astea de Crăciun. Mă rog, hai că deja cred că am avut 20 de minute de filmare. O să încheie aici, ne vom auzi mâine, probabil dimineața sau mâine seară, când au avea eu să fac live. Ne vom vedea pe stream acolo și văd eu ce face. Poate pune facecam pe live, nu știu. Hai, eu v-am lăsat aici, vă urez un weekend fain tuturor. Ciao, les!